Salutare, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Iată că se apropie ziua îndrăgostiților și astăzi am pregătit o cină romantică cu somon, pastă de avocado și salată de cuscus. Hai să trecem la treabă! Pune cuscusul într-un bol mare, răzuiește deasupra coajă de lămâie și adaugă peste el apă fierbinte. Acoperă bolul cu un tocător sau cu o farfurie și lasă-l circa 5-7 minute să se umfle sau până ce toată apa va fi absorbită complet. După ce a trecut timpul, adaugă peste cuscus ardei galben tăiat cu bulețe, roșii cherry, ceapă roșie, pătrunjel tocat mărunt, măslinele și castraveții. Apoi condimentează cu sare și piper negru, adaugă ulei de măsline, suc de lămâie și amestecă totul cu ajutorul unei linguri. Condimentează fileurile de somon cu sare, piper negru, boia de ardei dulce, usturoi granulat și masează-le în așa fel încât condimentele să pătrundă în pește. Toarnă ulei de măsline într-o tigaie bine încinsă, apoi pune bucățile de pește și prăjește-le pe ambele părți circa 30 de secunde sau până se rumenește frumos. Fiți atenți, peștele trebuie să rămână încă crud înăuntru. După care transferă peștele pe o tavă de copt și pune la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 5 minute. Între timp, pregătește pasta din avocado. Pune într-un bol avocado, condimentează cu sare și piper negru, scurge două linguri de suc de lămâie și toarnă o lingură de ulei de măsline. Pisează avocado cu ajutorul unei furculițe sau poți folosi blenderul. Toate componentele acestei rețete sunt gata, așa că rămâne doar de asamblat cina. Pune salata din cuscus pe o farfurie plată, aranjează alături somonul și pune deasupra lui pasta de avocado. Aceasta va servi drept sos pentru pește. Pe final, decorează cu o felie de lămâie. Toarnă șampania în pahare și serviți cu plăcere. Vă doresc să aveți o cină romantică și gustoasă. Poftă bună! Pentru prepararea acestei rețete veți avea nevoie doar de 20 de minute. Somonul va ieși moale și suculent. Pasta de avocado va servi drept sos. Iar salata de cuscus va completa perfect această rețetă. Pentru mai multe detalii referitor la această cină romantică, accesați site-ul nostru oficial valeriesfood.md și de asemenea, dacă v-a plăcut acest video, puneți un like, comentați și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Mie nu rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!